Bună, astăzi vă prezint două lacuri pentru decupaj de la marca Rich. Unul se numește Soft Napkin Glue și unul este Magic Decupaj Glue. Cel soft este potrivit pentru mai multe suprafețe, cum ar fi lemnul, ceramica și sticla, iar celălalt, cel magic, este pentru decupaj normal pe diverse suprafețe, cum ar fi lemnul, pânza, carton, placaj, aceste tipuri de suport. Bun, haideți să începem. Este un lac destul de fluid, are o fluiditate destul de mare. O să începem cu magic decupaj glue. O să facem tehnica șervețelului. El este alb la culoare, după cum vedeți, dar să nu vă speriați pentru că devine transparent după uscare. Avem șervețelul. După cum bine știți, are trei straturi, da? Cele două albe se dau jos. Asta e pentru începători. Bănuiesc că cei care au făcut deja tehnica șervețelului știu cum să o facă, dar să ne gândim și la începători. Da? Deci am dat cele două straturi albe jos și a rămas doar stratul colorat, da? Care este evident mai subțirel. Ce este frumos la acest lac este că, de regulă, la alte lacuri, trebuie să se ungă mai întâi suprafața și apoi să se monteze șervețelul. E, la acest lac, pentru că este magic, putem fixa șervețelul și putem veni cu lacul direct deasupra, prin apăsare ușoară. Da? Vedeți ce bine se fixează, fără a mai fi nevoit să ungem și dedesubt și apoi să riscăm să nu lipim șervețelul drept și sunt mai multe. Cei care fac tehnica șervețelului deja știu, sigur au trecut prin genul acesta de probleme. Dar odată ce se exersează, tehnica devine din ce în ce mai ușoară. Fiind foarte fluid, el pătrunde foarte bine prin șervețel și se lipește de suprafață. O să uscăm un pic cu fionul ca să vă arăt cât de bine se lipește. După cum observați, lacul a devenit total transparent. Da? Este ușor luciu, nu are un luciu foarte, foarte evident, dar arată foarte, foarte bine. Vedeți ce bine s-a lipit. Da? După aceea, bineînțeles, tăiem surplusul de șervețel. Putem să-l dăm jos și cu un șmirghel, se dă mult mai ușor, sau cu foarfeca. Da? Și așa arată. Este rezistent, se aplică foarte ușor, este fluid. La fel este și lacul soft, doar că acesta, v-am spus, merge aplicat și pe sticlă și pe ceramică. Deci are ceva în plus față de acesta. În general, ele fac cam același lucru, da? Este un lac pentru decupaj și se folosește atunci când dorim să folosim decupajul cu hârtie de orez, hârtia de decupaj. Avem hârtie soft de decupaj sau cu hârtia aceea mai groasă de scrapbooking. Da? Acestea sunt vedetele de astăzi. Spor la treabă și lucrări minunate!